ziua bună! Continuăm programul care l-am început cu self-watering pentru florile noastre și am ajuns într-un parc unde pot găsi compost natural făcut din frunze, crenguțe, ce s-a adunat de-a cursul anilor. Este foarte, foarte bun, mult. Totul e din natură, fără probleme. Frunzele căzute pot fi înlăturate, dar nu sunt rele nici ele. Verificând grosimea, sunt cam 50-60 de milimetri de compost. Trebuie luat doar ce este deasupra pământului, aici, în partea cealaltă a copacului. Văd că e spre sud. Vântul a văzut că frunzele au căzut în partea opusă, de la jumătate spre nord. A mai fost un copac, a fost dărâmat probabil de vânt, deci s-a adunat aici destul de multe frunze. Destul de mult. De aici am să folosesc pentru proiectul care l-am gândit. Acum știți cam unde puteți să găsiți, cei ce nu au acasă compost, nu au mraniță. Mranița oricum e mult prea puternică, ar putea fi folosită puțin. Dar acest compost natural, care este făcut din frunze, e cel mai bun. Nu creează probleme plantelor. Așa că mergeți în parcuri, în pădure, unde puteți, că pentru cei ce nu locuiesc la țară sau nu au casă, locuiesc la oraș și au casă, sau nu au compost, pot găsi în împrejurimi. Și pot crește flori frumoase. Cam asta. Vom continua. Și nu uitați, subscribe ca să fiți informați în continuare. Toate cele bune și la cât mai multe flori frumoase.